Am lăsat să ascultați imnul lui UBT Cluj la această recuperare și au permis să fie prinsă mingea în ofensivă. De la semidistanță aruncă Emi Cățe și marchează pentru UBT Cluj în primii 5. Nu este însă într-adevăr Yogi Ferrell, cel care vă spuneam este cel mai periculos jucător al acestei echipe. Cățe de 3, o prinde și el de afară. Primește Mendel. Bircevic oprește dribblingul, îl angajează pe Mendel, care se descotorosește de adversar și înscrie de sub panou. Andrea Stipanović, Richard acum pe mâna stângă pentru Bircevic, din nou, da, din nou, a doua tripla a lui Stefan Bircevic. Stipanović, Richard. Richard de la semidistanță scoate pentru Cuti, liber la 3, Ațe. Nandor Cuti scutură plasa, schimbă partea pentru Edo Muric, aruncare de 3 ratată de către capitanul Cedevitei. Richard pe sirenă, o pune în coș de undeva, de pe malul Someșului. Patrick Richard, încă o dată fără limitator de distanță, exact cum ne-a arătat și în sezonul precedent. Vă spuneam, jucătorii din lotul formației slovene au niște cărți de vizită uluitoare. Mendel acum pe pătrundere, Mendel afarbe contactul și înscrie cu toată opoziția lui Edo Muric. Aruncare de 3 recuperată de către Emi Cățe. Contraatac al clujenilor, Taylor livrează, Bircevic aduce spectacolul. Time-out cerut de Iurița Golemaț după ce UBT Cluj se distanțează la cea mai mare diferență de scor înregistrată pe parcursul partidei. Pentru oaspeți, deviază foarte bine acolo Taylor, interceptează Mendel, Guzman pe contraatac și Andrija Stipanović finalizează cu panoul. Chiar dacă există absențe importante, astăzi se regăsesc jucători cu experiență uriașă în basketul mondial. Guzman pentru Cățe, începe perfect sfertul cu numărul 3, telepatie între cei doi, înghițit de Leo Mendel. Foarte bună faza defensivă a brazilianului, centrifugă activată de Taylor. Taylor păstrează dribblingul viu, se duce pe coș, înscrie cu geamul, ia și faultul. A avut 11,4 puncte și 9 recuperări în medie pe meci în campionatul Franței la Gielburg. Guzman pe mâna stângă, mâna lui puternică, își pizonește drumul în spațiul de 3 secunde. Jeremić, angajat Ali Begović din întoarcere, aruncarea este prea lungă. Leo Mendel e la o recuperare de double-double, Guzman vrea tripla și o are! Karel Guzman urcă și el la 10 puncte, 4 din 8 din acțiune pentru Guzman. În partea cealaltă, Mendel îi refuză accesul lui Edo Muric. Șansă de contraatac pentru clujeni, Mendel din nou, bingo! Leo Mendel înțeapă o nouă triplă! Patrick Richard, Richard cu 5 secunde rămase din atac, trebuie să găsească o soluție, lasă cu podeaua pentru Sanders, care se duce pe coș și înscrie pe sirenă. 2 puncte pentru Victor Sanders. La un moment dat au condus la 29. Patrick Richard accelerează, scoate din săritură pentru Bircevic, pila 8 la buzunarul din centru și Stefan Bircevic. Mingea acum furată de Karel Guzman, e liber pentru decolare, inelul devastat. Karel Guzman cu ceafa care ridică în picioare fanii din BT Arena după această buzunărire a adversarului. Domnule Adams, nuca de cocos de această dată ne va aparține nouă. A fost mesajul lui Guzman și Stipanović. Turcii de la Bursaspor în duelul cu Juventud Badalona. Taylor scoate pentru Bircevic, o vrea de 3, o are! Stefan Bircevic cu încă una de afară. 4 minute până la final, 16 puncte avans. Repet, a fost eliminat Josh Adams, cel mai bun basketbalist al adversarilor. Coș greu al lui Jordan Taylor, dar intră și această reușită. A avut 29 de puncte la un moment dat. Bircevic pentru semnul exclamării. Recuperează ofensiv Mendel, doi oameni pe el, ia faultul și cele două puncte. And one pentru Leo Mendel, care ajunge și el la 19. Lucrurile s-au îmbunătățit din nou pentru campioana României. 18 secunde rămase, Jordan Taylor accelerează, are om pe el, e coș cu fault, înscrie cu geamul. Meciul se termină, UBT Cluj câștigă pentru prima oară în istoria clubului în Eurocup. 94-76 este scorul final.